Bine ați venit! Continuăm seria de clipuri Atenție la neatenție, ediția 2022 și astăzi vom continua recapitularea cu o parte dintre cele mai importante noțiuni de la geometrie pentru examenul de evaluare națională. Haideți să începem cu primul exercițiu. În figura alăturată este reprezentat punctul A de coordonate 1-2 într-un sistem de axe ortogonale XOY. Coordonatele simetricului. Punctului A față de axa OY sunt. Mare, mare atenție! Dacă noi trebuie să facem simetricul lui A față de axa OY, înseamnă că avem nevoie de punctul aflat la egală distanță față de această axă. Așadar, observăm că A este la o unitate față de axa OY și atunci simetricul său va fi la aceeași distanță. Putem să-l notăm cu A' și atunci care vor fi coordonatele. Observăm că pe orizontală avem minus 1 iar pe verticală avem același punct 2. În concluzie, coordonatele simetricului sunt minus 1 și 2. Spre exemplu, dacă aș fi vrut simetricul lui A față de axa OX. Cum procedăm? Trebuie să vedem cât este distanța de la A la OX, și avem nevoie de punctul aflat la egală distanță. Și atunci se observă că punctul B ar fi avut coordonatele 1 și -2. Iar dacă aș fi avut nevoie de simetricul lui A față de origine, ar fi trebuit să văd cât este distanța de la A la origine și în felul acesta găseam simetricul său, spre exemplu îl notăm cu C și atunci se observă că C are coordonatele minus 1 și minus 2. Așadar, mare atenție unde trebuie să construiți acel simetric. Mergem mai departe. În figura alăturată sunt reprezentate în această ordine punctele coliniare A, B, C, D, E, F și G, astfel încât AB egal cu BC, cu CD, cu DE, cu EF, cu FG și egal cu 2 cm. Și acum întrebarea, mare atenție! Distanța dintre simetricul punctului E față de punctul C și simetricul punctului E față de punctul F este egală cu... Haideți să interpretăm corect. Avem nevoie de simetricul punctului E față de punctul C. Și atunci trebuie să găsim punctul aflat la egală distanță față de C. Și atunci se observă că simetricul lui E față de C este de fapt punctul A, pentru că punctele A și E sunt la egală distanță față de C. Așa că am găsit punctul A. Mai departe avem nevoie de simetricul punctului E față de F. Și atunci trebuie să găsim punctul aflat la aceeași distanță față de F. Și se observă că acesta este punctul G, pentru că punctul F este la mijlocul lui EG. Practic, punctele E și G sunt la aceeași distanță față de F. Și trebuie să aflăm distanța dintre cele două puncte, adică de fapt lungimea segmentului AG. Și pentru că toate aceste segmente micuțe sunt de aceeași dimensiune, sunt egale, înseamnă că AG este egal cu, haideți să numărăm câte segmente avem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Așa că vom avea 6 ori lungimea unui segment, adică 6 ori 2 și obținem 12 cm. Sper că acum v-ați lămurit cum aflăm simetricul unui punct față de un punct sau față de o dreaptă. Haideți să reamintim acum o altă lecție foarte importantă și anume unghiuri formate de două drepte paralele cu o secantă. Vă reamintesc că există cinci categorii de unghiuri. Unghiuri alterne interne, alterne externe, unghiuri corespondente, unghiuri interne de aceeași parte a secantei sau unghiuri externe de aceeași parte a secantei. Spre exemplu, unghiul 1 se află în exteriorul dreptelor paralele, și unghiul 7, la fel, se află în exteriorul dreptelor paralele. Observăm că unghiul 7 este pe partea stângă a secantei, iar unghiul 1 este pe partea dreaptă. În cazul acesta, unghiurile 1 și 7 sunt unghiuri alterne externe. De asemenea, unghiurile 2 și 8 sunt unghiuri alterne externe. Apoi, unghiurile. 3 și 5. Se observă că se află în interiorul dreptelor paralele, în zona dintre dreptele paralele, pe părți diferite ale secantei. Și atunci cele două unghiuri sunt alterne interne. De asemenea, unghiurile 6 și 4 sunt unghiuri alterne interne. Apoi, dacă mergem la unghiul 1 și unghiul 5, observăm că Unghiul 1 se află în zona din exteriorul dreptelor paralele, iar unghiul 5 se află în zona din interior. Așadar, unul se află în interior, unul se află în exterior, dar sunt pe aceeași parte a secantei. Așa că cele două unghiuri sunt unghiuri corespondente. O altă pereche de unghiuri corespondente ar putea să fie spre exemplu 3 și 7 sau unghiul 8 și unghiul 4 sau unghiul 2 și unghiul 6. Mergem mai departe la unghiurile interne de aceeași parte a secantei. Denumirea este foarte sugestivă. unghiul 4 și unghiul 5, dacă ne uităm, cele două unghiuri se află în zona dintre cele două drepte paralele și sunt pe aceeași parte, de aceea se numesc unghiuri interne de aceeași parte a secantei. Iar unghiurile 1 și 8 sunt unghiuri externe de aceeași parte a secantei. Aceste unghiuri sunt foarte speciale dacă ele sunt formate de două drepte paralele cu o secantă. Și anume, unghiurile alterne interne Alterne externe și unghiurile corespondente sunt perechi de unghiuri congruente. Spre exemplu, unghiul 1 este congruent cu unghiul 5 pentru că sunt unghiuri corespondente sau unghiul 1 este congruent cu unghiul 7 pentru că sunt unghiuri alterne externe. Sau unghiul 2, de exemplu, este congruent cu unghiul 8, pentru că sunt unghiuri alterne-externe și așa mai departe. Iar celelalte două categorii de unghiuri, unghiurile interne de aceeași parte a secantei sau unghiurile externe de aceeași parte a secantei, sunt unghiuri suplementare, adică au suma măsurilor 180 de grade. Spre exemplu, dacă unghiul 4 ar avea 140 de grade, unghiul 5 fiind un unghi intern de aceeași parte a secandei cu unghiul 4 va fi suplementul său, adică diferența până la 180 de grade și va avea măsura de 40 de grade. Haideți să aplicăm acum ce am discutat. În figura alăturată, dreptele AB și CD sunt paralele. Haideți să le colorăm. AB și CD sunt paralele. Apoi, măsura unghiului BAD, este de 71 de grade acest unghi. Are măsura de 71, iar măsura unghiului BCD, acesta de jos, este de 36 de grade. Cele două segmente, cele două drepte, se întâlnesc în punctul O și trebuie să aflăm măsura unghiului AOB. Haideți să vedem cum putem proceda. Ne alegem. O secantă. Observăm că avem două secante, o avem pe cea albastră și pe cea galbenă. Dacă ne concentrăm atenția asupra acestei secante, ce observăm? Păi avem o pereche de unghiuri alterne interne. Unghiul acela A este altern intern cu unghiul de jos, asta înseamnă că cele două unghiuri vor avea aceeași măsură. Și atunci unghiul de jos are 71 de grade. Iar acum, pentru a determina măsura unghiului O, ne uităm la triunghiul acesta micuț și noi știm că suma măsurilor unghiurilor în orice triunghi este 180 de grade. Asta înseamnă că diferența de la 180 de grade, adică 180 de grade minus 36 și minus 71 reprezintă măsura unghiului COD, iar unghiul AOB, fiind opus la vârf cu unghiul dat, au aceeași măsură și în felul acesta aflăm măsura unghiului AOB. Mergem mai departe pentru a recapitula liniile importante din triunghi. Bisectoarea este o semi care împarte un unghi în două unghiuri congruente observăm linia aceasta semidreapta galbenă, în parte unghiul A, în două unghiuri congruente și atunci este bisectoarea unghiului A. Bisectoarele dintr-un triunghi sunt concurente într-un punct pe care îl notăm cu I și reprezintă centrul cercului înscris în triunghi. Cercul acesta pe care l-am colorat cu albastru, care este în interiorul triunghiului și este tangent la toate laturile sale. Mai departe, Mediatoarea este perpendiculara care trece prin mijlocul unei laturi. Trebuie să măsurăm, măsurăm latura, dăm un semn la mijloc și construim perpendiculara. Aceste mediatoare sunt concurente într-un punct pe care îl notăm cu O și reprezintă centrul cercului circumscris triunghiului, adică cercul pe care îl putem forma sau cercul care trece prin vârfurile triunghiului. Și aici ar trebui să facem câteva observații. În cazul triunghiului ascuțit unghic, acest centru se află în interiorul triunghiului. În cazul triunghiului dreptunghic, centrul se află la mijlocul ipotenuzei, iar în cazul triunghiului optuzunghic, acest punct se află în exterior. Mergem mai departe la înălțime. Înălțimea este perpendiculara dintr-un vârf al triunghiului pe latura opusă. Spre exemplu, dacă alegem vârful A, trebuie să trasăm perpendiculara din A pe latura opusă. Punctul acesta de intersecție se notează cu litera H și se numește ortocentrul triunghiului. În cazul triunghiului ascuțitunghic, ortocentrul se află în interior, în cazul triunghiului dreptunghic, ortocentrul se află în vârful corespunzător unghiului drept, iar în cazul triunghiului optuzunghic, ortocentrul se află în exterior. Și, în final, Mediana este segmentul determinat de vârful unui triunghi și de mijlocul laturii opuse. Punctul acesta de intersecție se numește centru de greutate și el are o proprietate foarte importantă. Se află la două treimi de vârful triunghiului și la o treime de latura triunghiului. De aceea putem să spunem că AG fiind partea dinspre vârf este două treimi din mediană, iar GM este o treime fiind partea dinspre latura triunghiului. Haideți să rezolvăm acum un exercițiu. În figura alăturată, unghiurile M O N, haideți să le desenez. Și P O Q sunt opuse la vârf, din start știm că sunt unghiuri congruente, au aceeași măsură. Mai departe, semidreptele OA și OB sunt bisectoarele lor. Asta înseamnă că împart unghiurile în unghiuri congruente și cum ele erau congruente înseamnă că aceste jumătăți sunt congruente de fapt. Și trebuie să aflăm măsura unghiului A o, B. Desenul este foarte sugestiv, se observă că avem un unghi alungit, un unghi cu măsura de 180 de grade. Dar haideți să demonstrăm asta! Putem să observăm că unghiul AOB este un unghi sumă. Este alcătuit din măsura un unghiului AOM, măsura un unghiului MOP și măsura unghiului POB. Și acum, AOM, știm că este jumătate din MON, așa că vom avea măsura lui MON pe 2 plus măsura lui MOP plus măsura lui POP este jumătate din măsura lui POQ. Așa că haideți să aducem la același numitor, amplificăm cu 2 și avem măsura lui MON plus de două ori măsura lui MOP plus măsura lui POQ, totul pe 2. Și haideți să urmărim pe desen. Avem măsura lui MON de două ori MOP, adică o dată aici și o dată aici, plus măsura lui POQ, și ce observăm? Observăm că avem de fapt toate unghiurile formate în jurul punctului O și noi știm că suma măsurilor unghiurilor în jurul unui punct este de 360 de grade. Așa că vom avea 360 de grade pe 2 și obținem 180 de grade. Rețineți așadar, Suma măsurilor unghiurilor în jurul unui punct este 360 de grade și unghiurile opuse la vârf sunt întotdeauna unghiuri congruente. Mergem mai departe la triunghiul dreptunghic. Laturile care formează unghiul drept se numesc catete, iar latura care stă în fața unghiului drept este ipotenuza. Și atunci, haideți să reamintim teorema lui Pitagora, cea mai folosită teoremă, suma pătratelor catetelor, adică cateta 1 la a doua plus cateta 2 la a doua, această sumă este egală cu ipotenuza la a doua. Mai departe, dacă vrem să aflăm înălțimea într-un triunghi dreptunghic, atunci înălțimea este media geometrică dintre proiecțiile catetelor pe ipotenuză. Adică înălțimea AD este egală cu radical din BD ori DC. Mai departe, dacă vrem să mai obținem o formulă pentru înălțime din formula pentru arie, aria triunghiului fiind cateta 1 ori cateta 2 supra 2, obținem înălțimea egală cu cateta 1 ori cateta 2 supra ipotenuză. Această formulă este extrem de folosită, așa că ar fi bine să o învățați. Mai departe, teorema catetei ne ajută să aflăm lungimea unei catete pentru că în orice triunghi dreptunghi cateta este egală cu media geometrică dintre proiecția corespunzătoare și ipotenuză. Spre exemplu, lungimea catetei AB este egală cu proiecția corespunzătoare este BD și ipotenuza este BC. Iar dacă vrem să aflăm AC, AC va fi radical din DC ori BC. Mergem mai departe la teorema medianei, adică AM. Mediana corespunzătoare ipotenuzei e foarte simplu de aflat pentru că lungimea sa este jumătate din lungimea ipotenuzei. Mediana este ipotenuza pe 2. De asemenea, dacă avem un unghi de 30 de grade din teorema 30 60 90 sau teorema unghiului de 30 de grade, noi știm că cateta opusă unghiului de 30 de grade este jumătate din ipotenuză. Haideți să recapitulăm acum și funcțiile trigonometrice. Sinusul unui unghi este raportul dintre cateta opusă unghiului și ipotenuză, cosinusul este raportul dintre cateta alăturată unghiului și ipotenuză, tangenta este raportul dintre cateta opusă unghiului și cateta alăturată, iar cotangenta este raportul dintre cateta alăturată unghiului și Cateta opusă. Și haideți să vedem cum puteți învăța foarte ușor tabelul cu cele mai importante valori, la sinus și la cosinus. Întotdeauna avem supra 2. Nu putem să avem supra 3, doar supra 2. Apoi, numărăm până la 3. 1, 2, 3. Sau 3, 2, 1. Și avem radical din numărător. Numai că radical din 1 este 1 și atunci nu mai scriem. Vedeți ce simplu e de reținut? Vă gândiți așa. De exemplu, sinus de 60 de grade. E ultimul în tabel, așa că are radical din 3, pentru că e al treilea, pe 2. Întotdeauna la numitor trebuie să avem 2. Mai departe, haideți să vedem la tangentă și la cotangentă. Tangentă de 30 este radical din 3 pe 3. Cotangenta de 60 este tot radical din 3 pe 3. Apoi, în 45 ambele sunt 1. Apoi tangenta de 60 este radical din 3 și cotangenta de 30 este radical din 3. Haideți să rezolvăm acum o problemă. Avem triunghiul ABC dreptunghic în A cu AC de 8, BC de 10. M este la mijlocul lui AC și punctul P este situat pe ipotenuză, astfel încât PC să fie de 4 cm. Trebuie să aflăm acum măsura unghiului a, P, M. Haideți să vedem cum putem să facem asta oare. Păi dacă noi știm că M este la mijlocul lui AC, înseamnă că MC este 4, la fel și AM este tot 4 și se observă că triunghiul acesta este un triunghi isoscel, pentru că are două laturi congruente. Și atunci, din proprietățile triunghiului isoscel, ne rezultă că unghiurile de la bază sunt congruente. Și atunci, haideți să vedem ce mai putem face. Dacă PC are 4 cm, înseamnă că BP este diferență, adică are 6 cm. Așa că sunteți curioși să aflăm și lungimea lui AB. Dacă triunghiul mare ABC este un triunghi dreptunghic în A și știm două dintre laturi, folosim teorema lui Pitagora pentru a afla lungimea lui AB. Așa că în triunghiul ABC, în care măsura unghiului A este de 90 de grade, ne rezultă din teorema lui Pitagora că AB la pătrat plus AC la pătrat egal cu BC la pătrat și haideți să înlocuim, avem AB la a doua plus AC la a doua înseamnă 8 la a doua, adică 64, egal cu BC la a doua, adică 100. Îl ducem pe 64 cu scădere, iar 100 minus 64 este 36 și atunci ne gândim ce număr la a doua este 36, bineînțeles 6. Ce interesant, nu-i așa? Nu cumva și triunghiul acesta ABP este de fapt un triunghi sau cel? Bineînțeles, se observă că și el are două laturi congruente. Asta înseamnă că unghiurile de la bază sunt congruente și atunci unghiul APB este congruent cu unghiul BAP. Și observăm că unghiul galben este practic diferența de la 180 de grade. Avem 180 de grade minus unghiurile vecine. Haideți să scriem asta. Și vom avea așa că măsura unghiului APM este egală cu 180 de grade minus și deschidem o paranteză, avem odată unghiul APB, cel din triunghiul pe care l-am colorat cu roșu, plus măsura unghiului MPC. Dar, oare cum aflăm noi măsura unghiului A pe B? Păi dacă suntem în triunghiul acesta roșu și noi avem unghiurile de la bază congruente, înseamnă că măsura unui unghi este 180 de grade minus măsura unghiului B, pentru că suma este 180 de grade și dăm la o parte unghiul B și părțim la 2, pentru că cele două unghiuri sunt egale. Așa că măsura lui A pe B este 180 de grade minus măsura lui B supra 2, pentru că luăm un singur unghi, iar la măsura lui MPC, acesta de aici, vom avea 180 de grade minus măsura unghiului C totul pe 2. Haideți să vedem ce mai putem să mai facem în paranteză. Din fericire avem același numitor, așa că putem să scriem totul pe o singură fracție. Și avem 180 plus 180 înseamnă 360 de grade, și avem minus B minus C, am putea să scriem într-o paranteză minus pe lângă B plus C. Și oare cât este B plus C? Dacă noi știam că în triunghiul mare, în triunghiul ABC, măsura unghiului A era 90 de grade, cât vor avea B și C împreună? pe diferența de la 180 de grade, pentru că, repet, suma măsurilor unghiilor în orice triunghi este 180 de grade. Așa că, în paranteză, avem 90 de grade și vom obține 180 minus, avem 360 minus 90 înseamnă 270 pe 2, așa că vom rămâne cu 180 de grade minus 270 împărțit la 2 înseamnă 135, și acum 180 minus 135 înseamnă 45 de grade. Mergem mai departe la următoarea problemă. Avem un triunghi soscel cu măsura unghiului A de 30 de grade, AB de 4 cm și D este la mijlocul lui BC. Trebuie să aflăm distanța de la A la, de la D la AC. Lungimea perpendicularei din D AC. Cum am putea să facem asta? Având acel unghi de 30 de grade, ideal ar fi să reușim să construim un triunghi dreptunghic, pentru că într-un triunghi dreptunghic cu un unghi de 30 de grade avem teorema unghiului de 30 de grade, care ne spune că lungimea catetei opuse unghiului de 30 de grade este egală cu jumătate de lungimea Pe păi, Haideți să construim atunci și înălțimea din B. Astfel încât construim, de fapt, triunghiul dreptunghic ABM. Putem să notăm în felul acesta. Și avem BM o perpendiculară pe AC. Ne rezultă de aici că triunghiul ABM are măsura unghiului M de 90 de grade și măsura unghiului A de 30 de grade. Iar din teorema 30, 60, 90 sau teorema unghiului de 30 de grade, ce ne rezultă? Care este oare cateta opusă unghiului de 30 de grade? Unghiul de 30 de grade este sus, asta înseamnă că BM este cateta opusă și ea va fi jumătate din ipotenuza acestui triunghi. Ipotenuza este AB, așa că BM este AB pe 2 și avem 4 pe 2 care înseamnă 2 cm. Și haideți să ne uităm acum în triunghiul BMC. Noi știm că D este la mijlocul lui DC și acest segment pe care eu l-am colorat cu galben este de fapt perpendiculara din D pe AC, adică inclusiv pe MC. Și atunci observăm că avem două perpendiculare pe aceeași latură a triunghiului și atunci de fapt ele sunt paralele între ele. Iar paralela care pleacă de la mijlocul unei laturi este de fapt o linie mijlocie. Asta înseamnă că DN este o linie mijlocie în triunghiul BMC, iar din proprietățile liniei mijlocii noi știm că ea este jumătate din latura cu care este paralelă și atunci ne rezultă că avem acea distanță de 1 centimetru. Mergem mai departe și haideți să reamintim câteva aspecte importante din capitolul de asemănare. Două triunghiuri sunt asemenea dacă au perechi de, perechile de unghiuri congruente și laturile proporționale. Spre exemplu, dacă triunghiul ABC este asemenea cu triunghiul DEF, F, haideți să vedem ce ne-ar rezulta. Pe de o parte, avem laturi proporționale, adică AB supra DE este egal cu AC supra DF și este egal cu BC supra EF. Pe de altă parte putem să scoatem perechi de unghiuri congruente. Și atunci, unghiul A ar fi congruent cu unghiul D. Apoi, unghiul B ar fi congruent cu unghiul E. Și în final, unghiul C este congruent cu unghiul F. De asemenea, dacă avem două triunghiuri asemenea, putem să scoatem rapoarte și între perimetre sau arii. Dacă noi știm că avem acest șir de rapoarte egale, îl putem nota cu un K și atunci raportul dintre perimetre, perimetrul triunghiului ABC supra perimetrul triunghiului DEF Va fi egal cu raportul de asemănare pe care l-am notat cu K, iar raportul dintre arii este egal cu pătratul raportului de asemănare, adică K la a doua. Haideți să recap recapitulăm acum și teorema lui Thales și teorema fundamentală a asemănării și să vedem care e diferența dintre cele două. Pentru asta avem nevoie de o paralelă la una dintre laturi. Haideți să o desenăm pe. Aceasta, ca fiind o paralelă la BC, și să o notăm cu DE. Și noi știm că DE e paralel cu BC. Haideți să vedem ce spune Teorema lui Thales și ce va spune Teorema fundamentală a asemănării. Teorema lui Thales spune așa. Dacă într-un triunghi noi construim o paralelă la una dintre laturi, atunci acea paralelă determină mare atenție pe celelalte două laturi ale triunghiului. Segmente proporționale. Asta înseamnă că AD supra DB va fi egal cu AE supra EC. Bineînțeles că am putea să scoatem și alte rapoarte, de exemplu AD supra AB. Am luat AD pe tot AB-ul egal cu AE supra AC. Ce este important? Faptul că pe celelalte două laturi se formează aceste segmente proporționale. Așadar, teorema lui Thales nu ne ajută dacă vrem să-l aflăm pe DE. Pe când, dacă mergem la teorema fundamentală a asemănării, lucrurile stau puțin diferit. Pentru că atunci când construim o paralelă la una dintre laturi, teorema fundamentală a asemănării ne spune că se formează un triunghi asemenea cu triunghiul dat. Și atunci observăm că s-a format triunghiul ADE care va fi asemenea cu triunghiul mare ABC. Și atunci, din asemănarea aceasta, să scriu, dacă noi știm că triunghiul ADE este asemenea cu triunghiul ABC, noi putem să scoatem Perechi de laturi proporționale sau unghiuri congruente, nu doar acele rapoarte. În plus, în momentul în care scoatem rapoartele, haideți să vedem, avem latura mică AD pe latura mare AB, trebuie să luăm o latură dintr-un triunghi, pe o latură din celălalt triunghi, apoi AE supra AC egal cu DE supra BC și observăm că în teorema fundamentală a semănării sunt implicate și cele două paralele. Vom lua în considerare și lungimea lui DE, respectiv lungimea lui BC. Și bineînțeles, perechile de unghiuri congruente în cazul în care e nevoie de ele, în cazul în care trebuie să le aflați. Haideți să rezolvăm acum o problemă. În figura alăturată este reprezentat triunghiul ABC, astfel încât M, N, și P sunt mijloacele laturilor. Apoi Q, R și T sunt la rândul lor niște mijloace. Și trebuie să aflăm raportul dintre perimetrul triunghiului QRT și perimetrul triunghiului ABC. Haideți să ne gândim așa. Dacă eu știu că QT și R sunt mijloace înseamnă că raportul de asemănare dintre triunghiul acesta micuț și triunghiul mare MPN este 1 pe 2, pentru că QT, TR și QR sunt linii mijlocii și raportul e 1 pe 2. Așa că putem să spunem că avem perimetrul lui MNP supra 2. Este jumătate din perimetrul triunghiului respectiv. Dar eu știu că și M P și N sunt niște mijloace. Așa că perimetrul lui MNP este la rândul lui jumătate din perimetrul triunghiului ABC. Așa că avem de fapt ABC împărțit la 2 pe care îl mai împărțim o dată la 2. Așa că obținem de fapt un sfert din perimetrul triunghiului ABC. Și haideți să scăpăm de această supraetajată. Avem perimetrul lui ABC pe 4. Linia de fracție înseamnă împărțire, așa că avem împărțit la perimetrul lui ABC pe 1. Întoarcem a doua fracție și avem perimetrul lui ABC pe 4 ori 1 pe perimetrul lui ABC și putem să simplificăm și rămânem, bineînțeles, cu raportul 1 pe 4. Haideți să recapitulăm acum cele mai importante formule pentru arii. Începem cu aria unui triunghi oarecare. Cea mai simplă formulă pentru arii este baza ori înălțimea supra 2. De exemplu, avem această înălțime. Baza este acea latură pe care cade înălțimea. În cazul în care avem un triunghi optuzâghic, vă reamintesc că înălțimea poate fi și în exterior. Spre exemplu, dacă vreau să construiesc înălțimea din C pe AB, observăm că ea va fi în exteriorul triunghiului. Haideți să o notăm cu M, CM. Și atunci, în cazul acesta, aria triunghiului ABC va fi egală cu baza este AB, iar înălțimea este CM, baza ori înălțimea supra 2. De asemenea, pentru aria unui triunghi oarecare, mai avem formula cu ajutorul sinusului și avem lungimea unei laturi, încă o latură și sinusul unghiului dintre cele două laturi, totul supra 2. Spre exemplu, putem să folosim aceste două laturi, Tati să le desenez, și atunci avem nevoie de sinusul unghiului dintre ele. Totodată vă reamintesc și formula lui Heron pentru aria unui triunghi oarecare. Avem radical din, semiperimetru. Pe lângă semiperimetru minus lungimea unei laturi, semiperimetru minus o altă latură și semiperimetru minus ultima latură. Iar prin semiperimetru înțelegem jumătatea perimetrului. În continuare, în cazul în care avem un triunghi dreptunghic, aria sa este egală cu cateta 1 ori cateta 2 supra 2, iar în cazul triunghiului echilateral, aria este latura la a doua radical din 3 supra 4. Mergem acum la 4 latere. Aria unui paralelogram este egală cu baza ori înălțimea. Vă gândiți la faptul că atunci când trasăm o diagonală avem de fapt două triunghiuri și e 2 ori aria unui triunghi și atunci rămânem cu baza ori înălțimea. Spre exemplu, dacă noi vom considera baza aceasta, avem înălțimea corespunzătoare sau putem să considerăm și această latură și înălțimea din același vârf. Totodată, pentru aria unui paralelogram putem să folosim și formula cu sinus. Și avem latura 1 ori latura 2 ori sinusul unghiului dintre două laturi. Spre exemplu, putem să folosim aceste două laturi și unghiul dintre ele. Sau mai avem formula diagonala 1 ori diagonala 2 ori sinusul unghiului ascuțit dintre cele două diagonale, totul supra 2. Apoi, pentru aria unui dreptunghi, avem lungime ori lățime, cea mai cunoscută formulă, pentru aria unui romb. Bineînțeles că putem să folosim orice formulă de la paralelogram, pentru că prin definiție rombul este un paralelogram, sau avem formula diagonala 1 ori diagonala 2 supra 2, pentru că Unghiul dintre diagonale este de 90 de grade și sinus de 90 este 1. Mai departe, la pătrat. Aria unui pătrat este latura la a doua, dar pentru că pătratul, prin definiție, este un romb, am putea să folosim și formula de la aria rombului, așa că avem diagonala la a doua supra 2. Iar pentru un trapez, avem aria sa egală cu... Stați să mut aici. Aria trapezului este... Baza mare plus baza mică ori înălțimea, totul pe 2. De asemenea, vă reamintesc că linia mijlocie dintr-un trapez, cea pe care eu am desenat-o cu galben, este semisuma bazelor, și anume baza mare plus baza mică pe 2. Și atunci am putea să exprimăm și aria în funcție de linia mijlocie, și obținem că aria unui trapez este linia mijlocie ori înălțimea. Apoi, segmentul determinat de linia mijlocie și de diagonalele trapezului este semidiferența bazelor. Este baza mare minus baza mică, totul pe 2. Haideți să rezolvăm acum o problemă. În figura alăturată este reprezentat un dreptunghi ABCDE și punctele M și P mijloacele laturilor AB, respectiv BC. Raportul dintre aria triunghiului, DMP și aria dreptunghiului ABCD este egal cu. Haideți în primul rând să ne gândim cum am putea să aflăm aria acestui triunghi. Am putea să spunem că este un triunghi oarecare și atunci ar trebui să construim o înălțime. Dar ar fi destul de dificil până aflăm toate laturile și în cazul acesta putem să facem o arie prin decupaje. Ne gândim la faptul că pentru a rămâne cu triunghiul DMP din aria dreptunghiului mare, ar trebui să decupăm ceva. Așa că aria triunghiului DMP va fi egală cu aria lui ABCD minus. Avem odată aria triunghiului AMD. Haideți să deschidem o paranteză. Plus, putem să luăm în considerare și acest triunghi, adică DCP, și al treilea triunghi, triunghiul MPB. Avantajul este că toate aceste triunghiuri sunt triunghiuri dreptunghice și atunci haideți să vedem cu ce vom rămâne pentru aria triunghiului AMD. Vom avea nevoie de produsul catetelor, adică ADM, ori AM totul pe 2. Apoi, pentru DCP vom avea DC ori PC totul pe 2. Iar pentru aria lui MPB vom avea BP ori MB totul pe 2. Dar nu uităm că M și P sunt mijloace. Așa că vom avea aria lui ABCD, care e lungimea ori lățimea, în cazul acesta AB ori AD, minus, și haideți să vedem ce transformări putem să facem în paranteză. Vom avea AD ori AM. Știm că este jumătate din AB, așa că avem AB pe 2, totul pe 2. Și dacă vrem să scriem într-o altă formă, pentru că avem AB împărțit la 2 și apoi totul din nou pe 2, înseamnă de fapt un sfert și avem AD ori AB, totul pe 4, care este de fapt chiar area dreptunghiului mare. Mai departe, haideți să luăm separat de ce ori pe ce. Avem de ce ori pe ce totul pe 2, care înseamnă de fapt de ce ori pe ce este jumătate din BC. Și avem BC pe 2 totul pe 2 și observăm că din nou obținem un sfert din aria dreptunghiului. Cred că mai bine scriem chiar în felul acesta. E aria ABCD minus aria lui ABCD pe 4, încă o dată aria lui ABCD pe 4 și în final, haideți să vedem ce vom avea acolo, avem PB care este jumătate din BC ori MB care este jumătate din AB, totul pe 2 și atunci la numărător observăm că obținem aria dreptunghiului totul pe 4 și din nou totul pe 2, asta înseamnă că e de fapt aria dreptunghiului, totul supra 8. Și haideți să vedem ce obținem în paranteză când aducem la același numitor. Vom avea aria lui ABCD minus amplificăm cu 2 și din nou cu 2 și atunci avem totul supra 2. Și avem 2 ori aria lui ABCD plus de 2 ori aria lui ABCD plus încă o dată aria lui ABCD, totul pe 8 era. Așa că, haideți să vedem ce obținem, avem aria lui ABCD minus, avem 2 ori aria lui ABCD plus de 2 ori aria lui ABCD plus încă o dată aria lui ABCD, care înseamnă 5 ori aria lui ABCD, totul pe 8, aducem la același numitor și vom avea 8 ori aria lui ABCD minus 5 ori aria lui ABCD, totul pe 8 și observăm că rămânem cu 3 pe 8 ori aria lui ABCD. Asta înseamnă că aria triunghiului DMP este 3 pe 8 din aria dreptunghiului. Așadar raportul este 3 supra 8. Mergem mai departe, avem un romb, diagonalele se intersectează în punctul O. Perimetrul rombului este de 100 de cm, iar distanța de la punctul A la BC este de 24 de cm. Trebuie să aflăm cât este aria suprafeței triunghiului AOB. În primul rând, dacă noi știm că perimetrul rombului ABCD este de 100 de cm, putem să aflăm lungimea unei laturi, pentru că rombul are toate laturile egale. Și atunci, lungimea unei laturi, spre exemplu AB, va fi 100 împărțit la 4 și obținem că lungimea laturii este de 25 de cm. Toate laturile sunt de 25. Și acum, dacă ni se dă distanța de la A la BC, adică lungimea perpendicularei din A pe BC, oare ce putem afla? Putem afla aria întregului romb, pentru că aria rombului este baza ori înălțimea. Așa că vom avea baza BC ori înălțimea, adică distanța de la A la BC. Haideți să înlocuim și avem 25 ori distanța care este 24. Nu trebuie să facem neapărat această înmulțire, pentru că nouă ni se cerea aria lui AOB. Și se observă că aria lui AOB este un sfert din aria întregului romb, așa că avem 25 ori 24 supra 4, putem să simplificăm și rămânem cu 25 ori 6, care înseamnă 150 de centimetri pătrați. Mergem mai departe la cerc. Haideți să vedem cele mai importante lucruri. O este centrul cercului. Segmentul format de centrul cercului și de un punct de pe cerc este o rază. Segmentul determinat de două puncte de pe cerc este o coardă. Iar coarda cu lungimea maximă care trece prin centrul cercului este un diametru. Și atunci putem să spunem că diametru este de două ori raza. Apoi observăm că avem unghiul BOC care este un unghi cu vârful în centru. De aceea unghiul BOC este un unghi la centru. Este foarte special acest unghi pentru că măsura sa este egală cu măsura arcului mic corespunzător. Dacă vom veni la unghiul acesta, la unghiul DEC, observăm că vârful său este pe cerc. De aceea el se numește un unghi înscris în cerc și măsura sa este jumătate din măsura arcului corespunzător. Se observă că arcul corespunzător este DEC și atunci măsura unghiului. DE, e, ce este jumătate din măsura acestui arc. Mergem mai departe să discutăm despre pozițiile relative ale unei drepte față de un cerc. Se observă că dreapta A este în exteriorul cercului și atunci se numește dreaptă exterioară. Dreapta B atinge cercul în punctul A și atunci ea se numește tangentă la cerc, iar dreapta C atinge cercul în două puncte și atunci este o secantă la cerc. Poate cea mai importantă este tangenta la cerc, pentru că ea este perpendiculară pe rază în punctul de tangență, în punctul în care atinge cercul. Și, în final, lungimea unui cerc este egală cu 2 ori raza ori pi, iar aria discului de cerc este egală cu raza la a doua ori pi. În cazul în care vreți să aflați lungimea unui arc de cerc, nu vă interesează lungimea întregului cerc, avem lungimea cercului, adică 2 raza ori pi, supra 360 de grade, pentru că măsura unui cerc este de 360 de grade, ori câte grade are, cât este măsura arcului respectiv. Iar pentru aria unui sector de cerc, de exemplu, aria acestui sector, vom avea aria discului, raza la a doua ori pi, supra 360 de grade, ori câte grade avem acolo. Haideți să mergem mai departe și să discutăm despre poligoane regulate. Un poligon este regulat dacă are toate laturile egale și toate unghiurile egale. Și atunci, poligonul regulat cu trei laturi este triunghiul echilateral. Poligonul regulat cu patru laturi este pătratul, iar, iar poligonul regulat cu șase laturi este hexagonul regulat. Aici avem niște formule extrem de importante pentru examen și haideți să le vedem. Înălțimea unui triunghi echilateral este latura radical din 3 pe 2, apoi raza cercului circumscris, aceasta este raza, este 2 pe 3 din înălțime pentru că centrul, cercul, centrul triunghiului echilateral se află la două treimi de vârf și o treime de bază. Și atunci raza este egală cu latura radicală din 3 pe 3. Apoi acest segment este apotema triunghiului și apotema este 1 pe 3 din înălțime și va fi latura radicală din 3 pe 6, iar aria unui triunghi echilateral este latura la a doua radical din 3 supra 4. Mergem mai departe la pătrat. Diagonala într-un pătrat este latura radical din 2, apoi raza cercului circumscris este jumătate din diagonală și e latura radical din 2 pe 2, apoi apotema, se observă că este o linie mijlocie în triunghiul ABC și atunci este jumătate din latura pătratului și în final aria este latura la puterea a doua. Mai departe mergem la hexagon unde observăm că avem două diagonale, cea roșie și cea albastră, o diagonală mai mare și una mai mică. Și atunci diagonala mare este de fapt diametru în acest cerc și atunci este de două ori latura, pentru că raza este cât latura. Se observă că se formează șase triunghiuri echilaterale. Apoi, diagonala mică este egală cu latura radical din 3. Apotema este, de fapt, o înălțime într-un triunghi echilateral și atunci avem latura radical din 3 pe 2. Iar aria unui hexagon este de fapt 6 ori aria unui triunghi echilateral, așa că vom rămâne cu 3, latura la a doua radical din 3 supra 2. Haideți să rezolvăm acum o problemă. Punctele A, B și C sunt situate pe un cerc, astfel încât AB e perpendicular pe BC, AB este de 6, BC este de 8. Suma distanțelor de la punctul O la AB și BC este egală cu. Haideți să vedem, în primul rând, la ce ne ajută faptul că AB și BC sunt perpendiculare. Dacă ne gândim la unghiul ABC, el are măsura de 90 de grade. Dar ce fel de unghi este el în acest cerc? Fiind un unghi cu vârful pe cerc, este un unghi înscris în cerc și noi știm că măsura sa. Este jumătate din măsura arcului corespunzător, jumătate din măsura arcului AC. Și dacă noi știm că unghiul ABC are 90 de grade, rezultă că măsura arcului AC este dublul, adică va fi 180 de grade. Păi atunci înseamnă că, de fapt, avem un semicerc, pentru că cercul are măsura de 360 de grade și noi tocmai am arătat că acea are măsura de 180 de grade. Și dacă este un semicerc, ne rezultă că acea este de fapt un diametru în acest cerc. E foarte important acest lucru. Rețineți asta că întotdeauna dacă avem în cerc un unghi înscris cu măsura de 90 de grade, de fapt avem un triunghi dreptunghi cu centrul cercului la mijlocul ipotenuzei. Și acum, pentru că am stabilit că O este la mijlocul lui AC și avem de aflat această distanță, ea este de fapt dacă notăm cu un X. O X este jumătate din BC pentru că O X este linie mijlocie și atunci va fi 4. Apoi O Y este jumătate din AB și în felul acesta aflăm suma distanțelor. Mergem mai departe. Punctele A, B și C sunt vârfurile unui triunghi social de bază BC, înscris în cercul de centru O. Măsura unghiului ABC este de 70 de grade. Asta înseamnă că și unghiul C va avea tot 70 de grade și trebuie să aflăm cât este măsura arcului mic BC. În primul rând observăm că în triunghiul acesta isoscel putem să aflăm cât este măsura unghiului BAC, făcând diferența de la 180 de grade. Avem 180 de grade minus 2 ori 70, unghiurile cunoscute, și atunci obținem 180 minus 140 și astfel măsura lui BAC este de 40 de grade. Și acum ne gândim, unghiul acesta BAC ce fel de unghi este în cerc? E un unghi înscris în cerc. De aceea, măsura sa este jumătate din măsura arcului corespunzător. Uitați-vă la unghiul BAC și atunci se observă că arcul corespunzător este BC. Și măsura lui BAC este jumătate din măsura acestui arc. Dacă vom înlocui, vom avea 40 de grade egal cu măsura arcului BC pe 2 de unde ne rezultă că măsura arcului BC este dublu, adică va fi 80 de grade. Mergem mai departe. Avem, bineînțeles, un cerc de centru O, punctele A și B aparțin acestui cerc. Lungimea segmentului AB este de 8 cm și distanța de la centrul cercului la AB este de 3 cm. Distanța înseamnă, bineînțeles, un unghi drept. Și trebuie să aflăm lungimea cercului. Pentru lungimea cercului avem nevoie de rază. Lungimea unui cerc fiind 2 raza ori pi. Păi haideți să trasăm o rază. Și încă una. <laughs> și se observă că triunghiul acesta OAB este de fapt un triunghi soscel. Pentru că OA și OB sunt ambele raze. Și dacă triunghiul acesta OAB este un triunghi, un triunghi soscel de bază AB și OX este o perpendiculară pe AB, ne rezultă de fapt din proprietățile triunghiului că OX este și o mediană, adică X este la mijlocul lui AB. Și uitați, astfel putem să-l aflăm pe AX, va fi jumătate din AB, adică va fi de 4 cm și cu teorema lui Pitagora puteți să aflați cât este raza și implicit lungimea acestui cerc. Mergem mai departe să discutăm despre arii și volume. Vom începe cu o prismă. În cazul prismei, aria laterală este egală cu perimetrul bazei ori înălțimea, aria totală este egală cu aria laterală plus de două ori aria bazei, pentru că avem două baze, iar volumul este egal cu aria bazei ori înălțimea. Bineînțeles că la paralelipiped și la cub vom obține formule pornind de la cele pe care tocmai le-am scris. De aceea, aria laterală a unui paralelipiped va fi egală cu. Avem 2 ori lungime ori înălțime, am considerat practic de 2 ori aria acestei fețe, plus de 2 ori lățime ori înălțime. Apoi, aria totală a unui paralelipiped este aria laterală pe care tocmai am scris-o, la care vom adăuga ariile bazelor și avem două ori lungime ori lățime. Iar volumul este egal cu lungime ori lățime ori înălțime. De asemenea, vă reamintesc că diagonala într-un paralelipiped este egală cu lungimea la a doua plus lățime la a doua plus înălțime la a doua. Mergem acum la un cub. Aria laterală a cubului este 4 ori latura la a doua, 4 ori aria unei fețe, practic. Aria totală este 6 latura la a doua, volumul este latura la a treia, iar diagonala este latura radical din 3. Mergem mai departe la piramidă. Dar pentru asta, vă reamintesc că v -o este înălțimea piramidei, VM este apotema piramidei, iar OM este apotema bazei. Încă o dată, VM este apotema piramidei, avem apotema bazei și înălțimea piramidei. Și acum, aria laterală a unei piramide este egală cu perimetrul bazei, ori apotema piramidei, totul pe doi, sau puteți aflați aria unei fețe laterale și o mulțiți cu 3, cu 4, cu 6, depinde câte fețe laterale aveți. Apoi, aria totală este egală cu aria laterală plus aria bazei, pentru că avem o singură bază, iar volumul este egal cu aria bazei ori înălțimea totul supra 3. Haideți să rezolvăm o problemă. Avem de aflat volumul paralelipipedului dat, AB este de 5 decimetri, BC este de 6 decimetri și A' este de 4 decimetri. Pentru asta, volumul paralel lipipedului este egal cu lungime ori lățime ori înălțime. Și haideți să înlocuim. Avem 5 ori 6 ori 4. Asta înseamnă că obținem 30 ori 4, adică 120 de decimetri cubi. Însă am ales, am ales acest exercițiu pentru a vă reaminti că un decimetru cub este echivalentul unui litru. Dacă în problemă ne-ar fi întrebat cât litri de apă încap într-un astfel de vas, noi știm că un, dec un decimetru cub este echivalentul unui litru și atunci putem să facem transformarea. Și în final, haideți să discutăm despre unghiuri. Începem cu unghiul a două drepte în spațiu. Să spunem că aș vrea să aflăm măsura unghiului dintre A' și B'C'. Se observă că cele două drepte sunt necoplanare și atunci trebuie să găsim o paralelă la una dintre ele. Spre exemplu, A'D este paralel cu B'C și atunci unghiul dintre A' și B'C este de fapt unghiul acesta și are măsura de 45 de grade dacă suntem într-un cub. Haideți să vedem un alt exemplu unde greșesc destul de mulți elevi. Dacă aș vrea să aflăm unghiul dintre A de și A prim C, căutăm o paralelă la una dintre ele și atunci se observă că A C este paralel cu AC, și atunci unghiul care se formează este unghiul de prima C. O parte dintre voi veți spune că unghiul acesta are măsura de 90 de grade, de 45 de grade, însă nu e așa. Noi nu lucrăm pe fețele laterale ale cubului, ci suntem în interiorul cubului. Iar pentru a determina corect măsura unghiului de prima C, gândiți-vă la triunghiul acesta, la de prima C. Ce fel de triunghi este? Are toate laturile egale, pentru că sunt diagonale în fețele cubului și atunci triunghiul de prima C este un triunghi echilateral, de aceea măsura unghiului va fi de 60 de grade. Atenție la neatenție! De multe ori elevii greșesc la această întrebare. În concluzie, pentru a afla unghiul la două drepte în spațiu, în cazul în care cele două drepte nu se întâlnesc, construiți o paralelă la una dintre ele sau poate la ambele, după caz. Mai departe, haideți să discutăm despre unghiul dintr-o dreaptă și un plan. Spre exemplu, dacă aș vrea unghiul dintre D'B și planul ABC. Pentru unghiul dintre o dreaptă și un plan, vă reamintesc că aveți nevoie de proiecția dreptei pe plan. Așadar, vom avea unghiul dintre D'B și proiecția lui D'B pe planul ABC. Iar pentru proiecția lui D'B pe planul ABC, ne gândim că. B se află deja în planul ABC, așa că proiecția lui B pe planul ABC este chiar el, pentru că nu avem de ce să-l mai proiectăm. Apoi, pentru proiecția lui D' pe planul de jos, noi știm că D' este o perpendiculară pe tot planul. Așadar, proiecția lui D' pe planul ABC este punctul D. Și atunci ne rezultă că proiecția lui D prin B. Pe planul ABC este DB. Haideți să completăm desenul și să vedem care este unghiul. Se observă că este unghiul acesta și în funcție de Problemă, trebuie să aflați fie sinusul unghiului, fie o funcție trigonometrică, tangentă, cotangentă. Important este să rețineți că pentru a afla unghiul dintre dreaptă și un plan, trebuie să aflați unghiul dintre dreaptă și proiecția dreptei pe plan. Și în final, pentru unghiul dintre două plane, dacă aș vrea să aflați unghiul dintre planul de prima B, acest plan și planul de jos ABC. Cum procedăm? Primul pas, trebuie să vedeți intersecția dintre cele două plane, planul de prima B, unde se intersectează cu planul ABC, care este muchia diedrului, acea dreaptă de intersecție. Observăm că se întâlnesc aici. AB este dreapta de intersecție. Pasul 2 avem nevoie de perpendiculare pe muchia diedrului, pe dreapta de intersecție. Și atunci se observă că în planul de jos, AD este o perpendiculară pe AB pentru că avem un pătrat la bază și AD se află în planul ABC. Haideți să o evidențiez. Acum trebuie să vedem în planul verde care este o perpendiculară pe AB. Se poate demonstra ușor cu teorema celor trei perpendiculare că D A este o perpendiculară PAB pe și D'A se află și ea într-un plan de care aveam nevoie, în planul de prima B. Și mai știm că D A se intersectează cu AD în punctul A. Așadar, din toate astea ne rezultă că Unghiul dintre planele D'B și ABC este unghiul dintre perpendicularele pe care le-am găsit, adică dintre D'A și AD. Așadar, este unghiul D'AD. În concluzie, pentru a afla unghiul dintre două plane, trebuie să respectăm următorii pași. Prima dată aflăm dreapta de intersecție, adică muchia diedrului. Apoi, căutăm o perpendiculară dintr-un plan pe muchia diedrului. Apoi, căutăm o altă perpendiculară din celălalt plan. Vedem dacă cele două perpendiculare se intersectează și, în concluzie, unghiul dintre cele două plane este unghiul dintre perpendicularele găsite. Încercați să profitați de timpul rămas pentru a recapitula toată materia. Eu am încercat în aceste clipuri să vă aduc în atenție cele mai importante și mai întâlnite noțiuni, însă voi trebuie să profitați de timpul pe care îl mai aveți pentru a recapitula cât mai mult. Sper că a fost foarte util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare și multă baftă la examene.